Pentru a ieși dintr-o căsnicie nefericită, vasluienii trebuie să achite la primărie o taxă de 600 de lei. Tocmai această taxă, destul de costisitoare, îi determină pe unii să se gândească de două ori înainte de a face acest pas. La primăria Vaslui, în primele 6 luni ale anului 2011, au fost înregistrate 5 cereri în ceea ce privește solicitarea divorțului. Dintre acestea, 3 cereri, 3 dosare au fost soluționate, un dosar este în curs de a fi soluționat, adică se așteaptă certificatul de divorț conform perioadei și de 45 de zile, iar un dosar, de fapt o cerere, a fost retrasă prin renunțare. Din vari motive, nouă ne place să credem că s-au împăcat. Ofițerul de stare civil al primăriei poate desface doar căsătoriile în care nu sunt implicați copii și care se realizează cu acordul ambelor părți. Dacă se achită taxa prevăzută de Consiliul Local, în aproximativ o lună de zile, mariajul este anulat în mod legal.